Vă pupă fratele vostru să vă trăiască copiii voștri și tot ce vă doriți. Vă pup cu drag mâncava și pula voastră, să aveți parte de sănătate, de tot ce vă doriți voi. Ce să zic, bă, fraților, pot să spun în felul următor că hai să începem și noi vlogul ăsta. Sunt și eu puțin mai așa, mai... Să zic, înainte să încep să povestesc vlogul sau alea, azi 24, suntem 24 februarie, să moară familia mea, a făcut și 50 de ani. Mi-a trecut viața pe lângă mine și s-a dus fără să pot să fac ceva, să merg și eu pe drumul la care trebuie, care mi-a mers toată lumea. Atâta pușcărie, atâta viață grea, amară. Nu e ușor să moară familia mea. Nu doresc la nimeni, nimeni nu doresc. Să vă trăiască copiii voștri, familia voastră, tot ce vă doriți. Să vă dea Dumnezeu libertate, sănătate și familia să fie lângă voi, fraților. E greu. În fine, sunt problemele mele, nu interesează pe nimeni, nu știu de ce am spus aici pe vlog, dar am simțit și eu nevoia să mă descarc așa. E și greu. Faci 50 de ani, n-ai pe nimeni lângă tine decât pe nevastă ta, săraca se duce și muncește și aleargă ca să fie bine. Când e amărăciune, e amărăciune. Poate vrea Dumnezeu pupaiește picioarele lui, să-i le pup, să fie mai bine pe viitor, că asta e. Da, și în fine, intru. Mă duc la Ion acolo la cambuză și ce spune, uite, mă, fă-ți patul, fă-ți alea. Mi-am făcut eu patul, că nu dădeam voie la nimeni ca să facă patul, fraților, că nu am vrut să... Mi-a zis, le-am ajutat și nu să facă patul, nu, Ion, las că mi-l fac eu singur. Și mi-a făcut patul. Ce să vă zic eu, mâncava și pe mine, că am rușine așa ca să mănânc. Că a pus masa, a pus carnea pe masă, a pus alea, făcuse și mămăligă. Ăla era cu mâncarea ca afară, vă, să mănânce, să se simtă bine să alea. Chiar dacă era la pușcă, la el, ce vrei, păcea să mănânce la țigan, să se simtă bine. Eu personal despre omul ăsta nu pot să zic decât nu mai vorbe bune, pentru că omul m-a ajutat extraordinar de mult. S-a liberat, când s-a liberat el, stai să ajung și acolo, să nu mă voi auzi dinainte. Și o să vedeți voi că îmi dați dreptate care vă uitați, eu zic, n-aveți cum să nu dați dreptate. Da, se se bază, hai mă, vină cu acea trebuie și mănâncă. Nu mănânc Ioane, că nu mi-e foame. Păi ești, bă, stai jos, ești plus, dacă vrei să mă supăr pe tine. Păi nu cu acea, stai jos, ia și mănâncă, că ești obraz, te cunosc de mic copil, o cunosc pe măta, îl cunosc pe tatu, fratele meu. Alea, treci de cu stai jos. Ești nebun la capăt, tu ești nepotul meu, tu ești mai doamnit ca nepotul meu. Și mai ales că suntem și neamuri după tactu mare, după... și așa era. În fine, am mâncat, nu știu cum e, când nu ai și când nu alea, mănânci mai cu jign, așa, mai, nu mănânci tu ca să te simți bine, să bagi în borhan, să fii bine. Mai cu jign, așa, că asta e. Pe mine m-a adus primul acolo în cameră, să moară familia mea. După ce m-a adus pe mine, l-a adus și pe ăsta, cum îl cheamă, zic pe nume. L-a adus pe Sile, l-a adus pe Lucia, pe Sile lui Gheală, l-a adus pe Lucia lui Udilă, pe Marian Grasu l-a adus mai târziu pe Marian Grasu. Era mai mult ăla de la gară, numai trăgători, care știți și vă dați seama despre ce vorbesc. Mai erau încă câțiva inși, erau vă 2-3 nebunici de ăștia că trebuia să iei prin cameră ca să nu fie bele, să nu fie alea, că să sară, să oprească garda, să nu dea peste tine, să nu dea alea. Ieșeam la el, dar nu mă duceam, adică ieșeam așa la el și mă stăteam mai așa, mă plimbam sigur de nebun, eram cu gândurile mele, cu prostia mea din cap, cu pedeapsa cu alea, îmi făceam gânduri, eu tăbă să moară familia, mi-a zis că mă liberez și eu, adevărat îmi făcea gânduri, am zis că mă liberez și eu cu decretul pizic, cu alea, cu alea, cu alea, pula. Nu m-am eliberat, nu nimic, numai la pușcărie, o să fac o grămă, în gândul meu, frate, o să fac o grămadă pușcărie, o să fac alea. Tot vedeam eu în continuu, în continuu. Car frumos afară, că se strângea toți acolo la ciujmea, era o ciujmea acolo, care știți pe secție pe a 456, când coborai, era curtea de aer și în partea asta aici era un loc de la cu iarbă, puneam acolo păturile alea, stăteam ca boierii, ești nebun la cap, și încoace era o ciușme de asta, cu adâncit așa. Fiteam eu că se strângește pe acolo, pe la ciușme, eu zice cine era, Cristofor de num, Galea, Estronum, erau tineri, mă, și Estronum și de num, să le trăiască la toți, familia lor și copilul, dacă Dumnezeu să le pe Cristofor
și pe Ion, Ion, Luci, ăsta, stai mă, mă, dar ăștia de ce se duce acolo? Și eu, pula mea, ce mă duc la gabări, vreau să mă să beau apă, ai înțeles? Și gabărul ce zice? Lasă-mă că vă bag acum la cameră și bei de la cameră. Du-te bă, frate, că mi-e sete și de bun la cap. Eu să mă iau în gură cu gabărul. Boala mea cu gabărul, să mă iau în gură cu ei. Să mă cer cu ei, zare. La ce ce spun, lasă-l băi, lasă-l păsă, lasă-l păsă, că stai al nostru, stai în copilul nostru, vină cu ce faci, bă, și cu tare și una asta, ce face, ce să facă, bă, și tata, și mă, dar ce face, alea, vorbit acolo cu ei, când mă uit așa să moară toată familia mea la ghiuvetă, curgea apa, eu vreau să beau apă, că mi-era sete, când mă uit, fătute în gură, mă, mă, când am văzut ce acolo, am nebunit și a spus, m-am uitat așa pe Cristofor, uite așa am făcut, mor în cancer. Că vă și pula văs. Păi voi de-aia veneați toți aici și pe mine, mă lăsați în spate ca fraierii. A, vezi, unchiule, cum stă treaba, vezi? Nu fura. A început să râd dacă s-o foarte cu Ion. Băi, nu fura. Că mai șuteam pe acolo, pe acolo. Nu fura nimic. Uite, tu iați o sticlă de vodcă. Bagă-te, stai acolo cu pula să-ți păpătură și simte-te bine. Gata, să moară familia mea. Eu pe fiecare zi avem câte o sticlă de vodcă să moară mea. Bă, pentru mine o luam tot să moară familia mea. Băi, așa e când te cunoaște de mic copii și ești prin trei și prin alea. Și cunoști pe ăla, cunoști pe ăla, și cunoști pe ăla și ești dulce și îi respecti. Că dacă îți iau o vorbă, mă duceam imediat unde zice el, sau ori din indiferent că mă prindea miliție, mă duceam, ești nebun la cap. Că așa era respectul care era odată. Și se respecta și la pârna, e mâncava și pula voastră, care respecta, care nu, să moară familia mea dacă pupa lângă ei sau dacă să stă cineva lângă ei, sunteți nebuni. Bă, și mi-au sticla de vodcă și mașină și jos mâncava și pula voastră. Bă, bătura așa, ia uite ca băieți, pacă, dar mamă, când am băut o gură de aia, mamă, știi cum a intrat, mă, să moară familia mea. Dacă nu spune că sunt doamne, oh, e bine, e bine, ce se putea să zic altceva, e bine. Auzi, stăm cu pula sus. Și stau așa și mă uit așa la gratie, că eram aici și când venea blocul așa, venea încolo, venea camera, înțeles? Și în prima camera aici mi se pare că era șampi, da, șampi era. Și când îl văd pe unul așa pe ăsta, că ăștia vorbea Caterin, că vrăjelile lor, Caterin, că vrăjelile cu tare, mai râdeam, mai cu tare, mai un alta, mai ascultam, mai alea, înțeles? Nu-mi permiteam să vorbesc, că pe la mea ce vorbesc, că un copil cum vine, că era un copil pe lângă ei, să mă bag în discuțiile lor, să vorbesc în un alt. Urât să moară familia mea, nu aveai cum, nu aveai cum. De că lumea să fii zreanță, obraznic și a doua zi să nu mai te iubească nimeni, să nu mai te primească, să moară familia mea. Și când mă uit așa, mâncava și plăjă să îngeam, bă, nu mi-a venit să cred, am rămas așa prost și îmi zic, bă, frate, eu văd bine sau nu văd bine? Cine credeți că era în geam? Bă, nene, semăna lui pe el, eu am zis, bă, poate nu el în pula mea, poate e el, poate nu el, poate sunt obos, nu știu. Dar n-am putut să rezist. Gaborul care m-a băgat cu o faptă înainte cu aia care m-a băgat pe mine, cu volanta cu antâia, roșu. Mă ridic așa, mă duc la geam și am piese în geam. Nu e aici, se pafa, nu știu de ce. Și-a făcut sau poate și făcea să mănânce sau pula în cameră, îți dai seama. Ce faci, ce faci, Stoicove, ce să fac pulică, ce faci șampi, ce faci nenicule, ce cum ești, cum cu tare, că și-a piesat pe la mine pe goană. Îmi pare foarte rău, zic că uite și acum, la ora actuală, s-a liberat și el după atâția ani de zile, ani mulți, a făcut 20 și ceva de ani, 23 de ani, că la BSV și îi pagă la 20 de ani în comisie, frate. Și a avut o mână de 3 ani, a făcut 23 de ani, s-a liberat și el, l-a căzut cu conducere fără permis, după cât am înțeles eu, până în Germania, s-a și bătut cu unii pe acolo și l-a dus din Germania în România și ăștia de sporul de pedapsă mâncava și provoță care avea el coada, că BSV-ul se condamnă 99 de ani. Și dacă a făcut 23 de ani, zic că a făcut 30, mai a rămas 60 de ani. Și cum e legile acum că se dă prin adunare, l-a făcut de MSV, iar mâncava și pula voastră. E la pușcărie cu MSV, tot se ajută Dumnezeu să fie bine, să-l țină Dumnezeu, dar oricum, țiganul e bolnav și a injectat și dacă poți să scape și el și nu i-a dat drumul nimeni afară, mai era bolnav și cu plămânii, ce vrei să zic? Nu e nici chiar așa. Și șampi era băiat bun, era dulceață, era dulce. Era, chiar era dulce șampi. Și ce zici lui Șampi? Nu ești pe afară, dar el nu este. Păi cum e trebuie? Dar zic lui ăsta, dar parcă ne cunoaștem noi, dar nu știu. A, gata mă, știu, dar la siguranță, gata, știu. Tu ai fost gaborul ăla de la întâia care mai mergea și tu cu hoții pe colo-colo. Da, 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 fotos morții, mă, Tiroșu te cheamă, nu? Da, da, păi mi-a băgat la pușcărie, fotos familia, mă, mi-ai dat 3 ani jumate. Stai așa că te prind eu, băga mea și pula în familia ta și în rasa ta. Și fug. Mă bufuc să moară familia mea și mă duc la cameră ca să iau, să mă cosi ceva după în cameră.
Bă, și dai și bate iară, nu știu, că mă bagă gabor, închide ușa și dai și bate, nu știu, scoate-mă, bă, afară, scoate-mă, bă, afară, oba, ai răbdare, oba, ai răbdare, vreo jumătate de oră, să moară, mamă, o oră. Mamă, fierbeam, mă gândeam, vodka aia mea e acolo, în pula mea, aia cu tare, mamă, să moară familia mea. Și mă scoate gabor, hai mă, ieși la aer. Mă duc la aer, mă duc la șampion, unde-i mă ăsta, când ieși la aer? Dar el ce zice? L-a mutat. Ce mă? L-a mutat, mă, l-a mutat acum, pe treia. Băi, ești nebun? Da, m-a bătut în ușa asta, că are aici reclamant, că, care l-a băgat la alea și l-a mutat pe treia. Băi, ești prost, da, mamă, băga mea, și pula, mamă, să-mi bag. Și a fugit fraierul, a fugit pe treia. Bine, când ajungeam să dau un el, că erau ăștia și zicea, lasă-l, mă, pace cu trei, că știa oamenii care erau repercusiunile lui, că eram bididiu și nu știam și pedeapsă mare, mâncava și plouă, ce să mai gândesc, oale? Gândul meu mă băga la pușcărie, hap, că l-are pe el. Mă duc eu așa nervos, bam, 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 mă așez jos. Ce zice Ion? Ce ai făcut? Uite-mă ăla de acolo, uite așa, uite așa, uite așa, uite așa. Hai, lasă-mă de la morții, mă, dă-l dreacu de aici, că ce se face și la pur să-ți faci ăla, ești prost la cap, mai mă pui să... Nu cumva mă costi și vreo valiză de bani acum, dacă stau cu tine, ești lângă mine. Stai cu minte, să moară familia mea. O, nu mai fac nimic, ca să moară, să facă, mi-a dat de jos acolo. Dacă mai faci vreo bea, dacă mai faci ceva, absolut nimic, dacă nu stai cu mine, că zici cu mine. Nu se lipsește nimic, aici de bună, ce vrea pula ta. Indiferent de situație, dacă visezi ceva noaptea, a doua zi sun și să moară, să facă oana mea, dacă nu ți le aduc. Stai cu mine aici, pulic. Gata, Ioane, stau, Cristofor la fel, mi-a zis, stai mă, de la morții, măsii, dă, asta e cu tare, în fine. Pac, dă-i și bea, dă-i și bea, dă-i și bea, dă-i și bea, beau aia, s-a dus jumătatea. Bă, nene, stăteam în cur, nu m-a luat așa, ai înțeles? Adică nu m-a luat, eu ziceam că nu m-a luat. Mă, și-am dat să mă ridic, mă, să mă arăt familia mea, dacă n-a început să-i învățat, că toată pușcăria cu mine. Futu-s morții tăi, m-am îmbătat, mamă. Mă vede ăsta, mă vede, mă ia Luci, hap, cu tare, vină cu coace, că Luci mai moare așa, mă, vină cu mă ia, hai mă să-l bag în cameră pe ăsta, că a vomitat până acum, erau cu tare un alta. Băi, na, bă, mă, să de mână, mă bag în cameră, pune scapul și culcă. Zice, a, uite ce-am dormit eu să moare familia, până seara, până la vreo 2 la 2, mă scol, nu dormea nimeni. Mi-era foame, băi. Mi-era rușine să moară familia mea, să mă duc să iau din camuzul sau alea. Și uite cum asta ne mânca până a doua zi să moară familia mea. Adevărat zic. A venit ceaiul, ce crezi că am făcut? Am luat ceai cu biscuit să moară măicuța mea și brânză. Să moară familia mea și am mâncat de la foame, adevărat. Că dormea și mi-era rușine să intru în cambuză. Băi, contează mult, bă, să ai rușine să moară familia mea și respect. Da, m-a iubit. Dacă vă zic eu. S-a sculat ăsta pe la vreo, la apel, doar așa puțin, hacutare, a dat apelul și a urcat după apel. Te-ai învățat, ești tot în gură, dacă îți mai duc, gata să moară, să facă, dacă... Și m-am învățat, dar n-am făcut nimic, am văzut că vine la cameră, m-am băgat să am dormit, ca așa, mi-a zis Luci, că a dormit. Am început să fac Caterinca de mine, să râdă de mine, îți dai seama cum e pe la pârna, e râs, glumești, Caterinca. Băi, eu eram, mă condamnase în primă instanță 10 ani. Nu pot să zic, în fiecare zi când mă duceam acolo, aveam sticla mea de vodcă, pac, mă luam, bim, 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 să moară familia mea. Era, nu, bă, nu că era viață la pușcărie, ca să nu înțeleagă lumea greșit. Nu doresc să ajungă nimeni pe acolo, că e greu. E greu. Eu am avut unele oportunități la pușcărie, acum hai să vă le vorbim normale, ca să înțelegeți. Încât să o duc mai bine decât restul. Restul lumii care nu era cunoscută și care nu era o chestie, să-l cunoască cineva sau să o vadă cineva, sau știe cine e. O duceți rău, mâncava și pula voastră. Voi opriți-vă, nu vă duceți pe la pușcărie, ascultați-mi pe fratele vostru ce vă spune. O duceți rău. Ajungeți să luați și capace, ajungeți să fiți donator, să săriți din pachete, ajungeți să vă futeți și în cur și multe chestii dacă nu ești cunoscut și dacă n-ai pulă în tine și dacă n-ai, să ai sânge în pulă. Deci de bun, când ți-o spune unul ceva și aia trebuie să spună ori pe briceag, ori pe alea, ori să-l bați dacă poți, dacă nu să-l tai, ești de bun la cap, ca să poți să mergi. În părnaie să-ți respecte lumea, să zică cine era, se mă că de cu briceagul sau bă, nu e prost, nu cu tare. Dar așa, să fiu un nei care mentu sau alea, mai bine stai liniștit în banca ta, nu faci infracțiuni, nu te lua după noi ăștia care povestim pe aici, pe vlogurile astea și pe chestiile astea, că suntem noi cine se trebuie. Noi povestim ce am trăit, pentru că era timpul de așa notă, ca eu să o duc mai bine. A fost un noroc, vreți să vă mint? Că dacă nu era noroc, ori m-am mandat pe acolo și a, un alt mandat, ori făceam numai belele și nenorociri ca să poți să fii cineva sau să te ridici în sus. Să moară mamă, dacă vă mint. Restul, aveți mare grijă să nu cadă piciorul vostru pe la pușcărie. Că mai ales acum pe la pârnaie să moară familia, pentru că nu săriți din pachete, știi cum, ca sclavii. Luați un pachet de țigări și uneți și la revedere, totul zboară pe droguri ca să se facă lumea. Șmecheria. Și mai te bagă și pe tine în seama așa cu puțin și gata, hai dă-te în sânge, următorul pachet. Să moară familia mea.
stați cu minți lângă familia voastră, creșteți-vă copiii dacă aveți tot ce vă doriți. Stați acasă că e cel mai bine, credeți-mă. Eu povestesc doar ce mi s-a întâmplat mie, nu și cu altă lume. În fine. Și ieșeam frățiorul meu, pe culo, să moară toată familia mea, toate bune și frumoase. Într-o zi vine Ion să moară familia mea. Ce facem, Stoicoave, ce facem? Dar ce ai făcut mâncă și pula asta? Zi repede, că ei să facem ceva sau alea? Nu. Trebuie să mergem la bucătărie să luăm niște carne. Cum? Bă, duc imediat un pula mea. Stai că minte că nu te duci tu, că e o carcasă, o jumătate de carcasă de porc. Cum adică o jumătate de carcasă de porc? O jumătate de carcasă întreagă, băi. Dar eu stau. Eu mă să mor în cacin. Dar trebuie să meargă cineva să-mi țină țiră. Hai că merg eu, Ion. Îl pune eu în partea asta, spre intrare, de unde venea din porțile mari, intru în bucătărie, băi, m-a trimis Ion, un bucătar, un pic așa, vină coace, mă duc și în bucătărie pe acolo, mă ia printre cazanele alea, că e cazane mari, de alea de marmote, de alea mâncate și care se face mâncare la pârnaie, ca la armată. Hap, când acolo, băgat într-un sac de plastic, o jumătate de carcasă de porc. Eu ce zic? Dă-o în pula mea, că bă, să moară familia mea. Dacă nu, când am ridicat-o, mi se muiase picioarele. Cred că avea vreo 80-100 de chile să moară, mă, porc mare, băi. Am luat-o, am pus-o în cărcă, am zis, mă, doare în pula, cine mă vede, că și n-am cum să iau. Și dă-i și plec. Pacă, ies afară, bam, ziu, fug. Intru pe secție, Gaborul, stai, ce stai, mă, vorbește cu Ion. Eu vorbesc cu Ion în spate. Ajung în fața la cameră, vine și un. Lasă-mă că ea bea cu tare mânată, îi deschide la ușă, bă, carcasa, mamă, mă leșinase mâncați, nu mai puteam. Mă leșinase să moară familia mea. Hai că vă spun și mâine mâncava și pula voastră, că uite, am treabă și mă sună cineva. Vă pup cu drag și vă iubesc. Să vă trăiască copiii, familia voastră și la mulți ani mie, bă, vă pupă fratele vostru.